să vedem ce ar mai trebui să facă ei în plus. Peștii au de acceptat în această lună ceea ce li se întâmplă, pentru că lucrurile nu pot fi împinse, nu pot fi provocate, nu pot fi atrase de către nativii pești. Ei sunt cumva într-o poziție de marturi, de spectatori, ceea ce este mai bun pentru ei, practic, deja li se întâmplă. În luna februarie, această eclipsă, care se produce fix la jumătate, pe data de 15, îi ajută pe nativii pești să înțeleagă viața dintr-o perspectivă superioară și să accepte faptul că lucrurile nu puteau fi altfel. Degeaba se gândesc ei logic la viața lor, degeaba caută niște explicații, degeaba își pun întrebarea, da, de ce? Acest de ce nu îi ajută pe nativii pești să înțeleagă cursul lucrurilor, pentru că vine viața și le spune, pentru că așa este cel mai bine pentru tine, chiar dacă în acest moment tu nu-ți dai seama de acest aspect. Deci, practic, a lua viața cu tot ceea ce le oferă nativilor pești reprezintă singura soluție pentru a-și găsi echilibrul. Peștii, luna aceasta, prin eclipsa în casa credinței și a legăturii cu divinitatea, le dă o așezare armonioasă în sufletul lor. Peștii răsuflă ușurați și poate că unul dintre principalele merite ale acestei eclipse este renunțarea la luptă. Peștii nu mai dau din coate, nu mai forțează lucrurile și nu mai reprezintă surse de stres și de presiune pentru ceilalți. Din 18 februarie, când soarele va intra în zodia lor, peștii vor fi mai apți să ia decizii, mai capabili să iasă în lume și mai activi, mai energici. Dar până pe 18 februarie, peștii vor avea acea tendință de a sta la cutie, de a se izola, de a se retrage, urmând ca după 18 februarie ei să iasă la suprafață cu ceva ce urmează să implementeze. De pe 18 februarie încolo, cu soarele în zodia lor, este vreme bună să caute în exterior, să atragă oportunități, să caute surse de venit și să se valorifice, să se pună în evidență. Până atunci, rolul peștilor este unul retras, discret, de putere din spatele altora, de consilier, de sfătuitor și nici de cum de actori. Ei pot să devină actori după data de 18 februarie cu soarele în semnul lor. Este foarte interesant ce se întâmplă acum pentru pești, mai ales această eclipsă cu siguranță le va aduce o revelație, pentru că este foarte puternică conjuncția aceasta soare-lună în ultimul decan al vărsătorului și Mercur, sigur că da, pentru ei, care oricum sunt acum atât de neptuniene, atât de puternici în zona aceasta a intuiției, a credinței, a revelațiilor, a viselor, a empatiei și a compasiunii față de ceilalți, iată cât de puternic practic vor simți și îi sfătuim să nu ignore acest moment de pe 15 februarie, această eclipsă de soare, îi sfătuim să intre cât mai mult în legătură cu propriul suflet și să înțeleagă ceea ce se întâmplă în jurul lor la nivel sufletesc, pentru că au acest potențial fantastic pe 15 februarie. Valeriu, îți mulțumesc foarte mult pentru participare. Ne revedem și astăzi seară de la ora 21. La revedere!